Doi polițiști falși din București au făcut 20.000 de euro din șpăgi și amenzi plătite pe loc. Îmbrăcați în uniforme de poliție, cei doi bărbați au folosit un logan cu numărul de înmatriculare al unei alte mașini și au pretins că sunt polițiști adevărați timp de câteva luni. Dați afară în urmă cu mai mulți ani din poliție, cei doi bărbați au continuat să facă pe oamenii legii. Fiind îmbrăcați cu uniforme oficiale și folosind chiar un autoturism Dacia Logan cu plăcuțe de înmatriculare pe care le-au furat de la alte mașini de poliție. Astfel, cei doi au continuat să umple cu mașina neinscripționată pe străzile din București, iar în ultimele luni ar fi făcut peste 20.000 de euro din șpăgile pe care le cereau șoferilor, dar și din amenziile pe care șoferile le plăteau pe loc. Polițiștii aveau și un chitanțier fals pentru a le demonstra șoferilor că amenziile plătite pe loc sunt reale. Din nefericire pentru ei, adevărații polițiști au aflat că cei doi nu au renunțat la job, chiar dacă au fost dați afară din sistem și i-au filat. Astfel că aceștia au intrat pe fir și i-au blocat în trafic pe cei doi. Polițiștii de la secția 9 i-au reținut în timp ce erau îmbrăcați în uniforme oficiale de poliție și se deplasau cu loganul alb cu numere ale Ministerului Afacerilor Interne.